Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria Work and Travel. În episodul de astăzi continuăm să vorbim despre interviul de viză de la ambasada SUA și urmează să vă prezint întrebările pe care le puteți primi la interviu. Este bine de știut că cei în fața cărora veți susține interviul de viză sunt interesați să vă vadă nivelul de vorbire a limbii engleze, să vadă că înțelegeți despre ce este programul Work and Travel și ce urmează să faceți în America și să vă vadă intenția de a vă întoarce în țară să vă continuați studiile. Întrebările sunt simple și în general sunt cam aceleași. Este posibil să fii întrebat ce faci, ce studiezi la facultate, în ce an ești, ce job urmează să lucrezi în America și în ce stat o să mergi. Alte întrebări mai pot să fie: când pleci în America, ai mai călătorit în alte țări, ce urmează să vizitezi în America, de ce vrei să mergi în America. Atât pentru astăzi, ne revedem în episodul următor și dacă ai întrebări le poți lăsa în secțiunea de comentarii. După cum bine știi, eu am fost în America de 6 ori prin programul Work and Travel și mi-am povestit întreaga aventură într-un e-book pe care îl poți găsi în descriere.